Joi 30 ianuarie 2020, la sediul instituției prefectului județului Călăraș, a avut loc învestirea lui Nicolae Dumitru în funcția de subprefect. Guvernul României a adoptat în data de 28 ianuarie proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar în condițiile legii a funcției de subprefect al județului Călăraș de către Nicolae Dumitru. Vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați repetitiv dumneavoastră ce a fost alături de mine astăzi. Este un element important pentru mine. Vreau să mulțumesc celor care au avut și au încredere în mine. Nu în rând primului ministru Ludovic Borba. Înțeleg pe deplin responsabilitatea acestei numiri și consider că experiența, competențele, expertiza acumulate de-a lungul vremii în diferitele funcții pe care le-am deținut mă vor ajuta să duc la îndeplinire cu succes acest mandat. Cred că și voi face toate eforturile să am o colaborare foarte bună cu domnul prefect și împreună să urmărim îmbunătățirea activității atât a instituției prefectului, cât și a instituțiilor subordonate de concentrat. Ușa mea, vă spun acum, va fi permanent deschisă. Voi căuta în limitele competențelor legale să voi face efortul să rezolv problemele cu care se confruntă cetățenii acestui județ. În rest, vă doresc dumneavoastră succes în tot ceea ce întreprindeți și să rămânem alături pentru bunăstarea acestui județ.